Cornel Costea, șeful Vămii Ploiești, a fost ridicat astăzi chiar de la birou de către procurorii DNA. Aceștia au percheziționat atât autoturismul personal al lui Costea, cât și birourile lui și ale câtorva subalterni. Anchetatorii au căutat bani, acte, documente, orice ar fi putut avea legătură cu infracțiunea de care sunt acuzați mai mulți funcționari ai Vămii. După mai bine de o oră de discuții, procurorii au plecat însoțiți de unul dintre bănuiții pentru luare de mită, șeful punctului Vamal. Controlate au fost și mai multe firme de import-export. Șoferii de pe tir spun însă cu mâna pe inimă că nu li s-au cerut niciodată sume de bani sau alte bunuri. Ceva? Nu, nu mi s-a cerut niciodată. Eu n-am nicio treabă. Marfa este în mașină, să duc documentele la comisionarul Vamal și efectiv se face vama, se duc actele, documentele sunt la vame. Vine, o vede, eventual, știți cum se face vama prin sondaj, deci nu-i neapărat... Vameșilor li se impută faptul că nu taxează corespunzător importurile de mărfuri. La Vama Ploiești, care nu este un punct de trecere a frontierei, se face doar taxarea mărfurilor.